Salut, Daniel! Bună ziua! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Mulțumim că ai acceptat invitația noastră! Cu mare plăcere! Astăzi o să povestim despre fotografia culinară, despre viziunea ta, călătoria ta, despre fotostoc, tehnici de fotografiere, avem multe de stabilit, așa că... Și modă! Hai să mergem în cafenea și să povestim mai pendelete! Hai să începem cu începutul. Spune-ne cum a început povestea ta și de unde pasiunea pentru fotografie? Am început de pe vreme dinosaurilor. 1978. Intrare în fotografie a fost din întâmplare. A fost ceva, o poveste destul de ciudată. Deci era... Pe vreme anului era acest, era o vreme haldurosă și era cu prieteni la Tahlale. Și la un moment dat a trecut o femeie așa frumoasă, era superbă. Și mi-am ridicat și mi-am prezentat. Și am început să vorbesc cu femeia acestea. Și la un moment dat a intrat într-un studio fotografic și am intrat acolo. Fotograful imediat m-a întrebat, scuza, tu ce cauți aici? Și din instinct, nu știu, i-am zis, caut un loc de muncă. Și răspunsul a fost, închidi ușa și intra. Din ziua acesta am descoperit fotografia, că unde am intrat în echipa acesta, era o echipă de fotografi foarte importanti in lumea fashion, in Italia, per vreme accello. Florenza era capitale mode in Italia, e attunce am entrato dentro un'equipa superba di fotografi, Verità Monsellers, forte molti fotografi, già avanguardisti, che equipa studio fotografica aveva studio sci la Florenza, sci la Milano, e attunce era o continua miscare, in periodo anno lui ho data alla Florenza, ho data alla Milano, cioè a quello hanno scoperto fotografie. Relazione nostra ha tenuto una nozze scicince. Un mio nozze scicince ha deschis primo studio fotografico. Si è spun entro un periodo relativo scurta hanno divenisci io un fotografo di stul de renomite. Han collaborato con riviste de moda, fashion, studio intimo Piumare, Zeffiro, Civiltà del Bere, gruppi Eri Raisa o Condé Nast. Ci ascià ha continuato con un anni nozec. Moda per urma s'ha mutat, s'ha miscat. Florenza già non era, non mai era capitale moda in Italia, diveni in Milano. Ci attunci hanno divenuto un fotografo di provincia, a quello ha fatto mare schimbare in fotografia e io ho iniziato il momento a cello se ha voluto se di scoprire mai molte categorie di fotografia, non mai fashion. Și cu toate astea, astăzi faci fotografie culinară și ești cunoscut pentru asta. Cum ai făcut trecerea de la fotografia fashion la fotografie culinară? Pentru că sunt două stiluri diferite. Foarte diferite, foarte. Dar mi întorc un pic înapoi. Am zis că Florența era capitala modei în Italia. Dar în anii 90 s-a mutat la Milano, definitiv. Și eu am devenit un fotograf de provincie. Și atunci... Logic, trebuia să mă mut la Milano. Dacă și mutare la Milano era destul de dificil și din punctul de vedere financiar economic și din punctul de vedere a relație, că eu nu aveam relație la Milano. Bine, am lucrat cu Elite Moda, cu Chic Model, agenție din Milano, dar era prea puțin să deschide o piață nouă în Milano. Și de ce spun din punctul de vedere economic, financiar? De ce eu trebuia să mă mut în totalitate la Milano? Să închiriez un apartament, să închiriez un studio,
Și pe urmă era o lume total diferită. Și pentru mine era, nu era rentabile, nu a fost rentabile și mi-am reprofilat în ceva che per me era de viitor. Deci Italia è unde se produce food. Italia è renumita per food. Mediterranean food, slow food, tot ce e food e Italia. Atunci i-am zis, de ce nu te apuci de food? Aici se produce food. Nu are rost să produci ceva, să fii un fotograf de o categorie în care nu se produce acolo. In Italia se produce de tot. Della biscuit e la prosciutto di Parma, no? Si attunce a males categoria de food. Categoria de food c'è sci molt mai convenabile. Food, io ho nevoi de 50 de metri patrazzi. Moda, io avevo nevoi de 500 de metri patrazzi. Io avevo un studio de 500 de metri patrazzi. Moda, e nevoi de lumina professionale. Bencour, per vreme era Bank, Bowens, Quadmatic, Food, hai nevoie di un blitz. Și atunci è mult mai rentabile. Și atunci pentru mine a fost o alegere de viitor. Și am motivo să spun că am avut dreptate. Deci è mult mai comod, mult mai ușor. Și pe urma vârsta înainteze și moda e relații sociale. Tu trebuie să crei un feeling. Fotograf întotdeauna, înainte de tot, trebuie să aibă un feeling foarte dezvoltat cu modele. Am văzut că am avut dreptate. Cu food nu vorbesc cu nimeni. Pun muzica și pregătesc acolo. Și atunci se conformeze mai mult cu vârsta mea, cu caracter al meu de astăzi. Înainte era altceva, Daniel, era un pic diferit. Știu că ești utilizator de Photostock, da. Și aș vrea să înțeleagă cât mai multă lume cum putem să folosim aceste platforme ca să obținem un venit din partea lor. Spune-ne ce te-a atras la Photostock. În primul rând, cred că e cea mai bună oportunitate profesională și comerciale. Profesionale, deci când intri in lumea fotostoccului poți descoperi trend, descoperi tecniche fotografiche. Și atunci è o dezvoltare professionale. Commerciale, deci pentru mine cea mai debitor forma de a vinde fotografie. Crea înainte de tot o indipendență, tu ești indipendente, nu trebuie să ai un studio comerciale, poți să lucrezi în casa. Nu ai nevoie de aparature super performante și nefiind un birou comerciale sau un studio comerciale, cheltuielile sunt mult mai reduse. Photostock, tu ești un fotograf. Și te ocupi de fotografia. Punct. Cu toate astea, deși platformele de Photostock înțeleg că sunt o oportunitate pentru fotografi, mulți nu reușesc să vândă. De ce crezi? Care sunt greșelile pe care le fac? Sau de ce nu reușesc să performeze? Înainte de tot, de ce nu fotografii de astăzi nu cred o oportunitate Photostock. Nu crede în oportunitatea aceasta. Intră, sta acolo, fa 100-200 de fotografie și deja crede că cu 100-200 de fotografie castiga bani și trăiește din fotografia. Nu se documenteze, nu passiune. Passiune e, pentru mine passiune, io mi uit la ceilalți, mi uit trend, cum lucreze un fotograf giapponese sau americano. Eu am tot ce îmi trebuie să descoper trend, să descoper noutate în fotografia. Cercetare. Eu sunt în continuă cercetare.
schimb colori, creo background, non place schimb, atunci intro, și mă documentez și mă inspir. Mă inspir de la mai mult site de fotografia. Online, pentru noi, e o, cum se spune, o banca dati. Foarte importantă. Da, foarte importante, dar trebuie folosită. Fotostock è un stil de viață. Stil de viață e intro acolo, intro pe o platformă și mă uit la ceilalți. Și mă inspir, se schimbă background, nu mai merge un wooden rustic background, deja se schimbă pe gri sau pe verde, ok, încerc și eu, nu fo aceeași verde, dar merg pe trend acesta. Se schimba accessori, se schimba tecnica fotografica. La început Photostock era o fotografia, astăzi Photostock è o fotografia perfetta din punto de vedere tecnic și devine și artistica. Sunt unii fotografi acolo, sunt artisti, crea niște fotografie superbe. Mi-ar place să fiu și eu unul din acesti. Ce pot să sfătuiesc eu e acesta. Și pe urmă, se nu intre în Photostock și fără pasiune. Deci avem pasiune, da, research, da, ambiție și un număr de fotografii și curiozitate. Curiozitate și un număr de fotografie. Acolo trebuie să ai răbdare. 100, nu ajung, 200, nu ajung. Ma poate fi că o agenția te descoperă cu 400 de fotografie și începi să cumperi de la tine câteva fotografie. Înainte, Photostock era macro-stock, acum e micro-stock. Se vinde in abbonamento, foarte multe fotografie in abbonamento. Greu se vinde o fotografie la $100 sau la €30, dar trebuie să vinde foarte multe fotografie în abonament. Atunci, deja agenția te descoperă. Cumpera 2-3 fotografie de la tine, atunci trebuie și reînnoit continuo portfolio. Eu postez în fiecare settimana în jur de 40 de fotografie. 40? Dar în fiecare settimana. 40 de fotografii pe jur, săptămână. 30-40 în funcție și de proiecte. Că un proiect poate să conține 30, altul 40. Dar în fiecare settimana și când eu mă duc în congediu am un stick plin cu fotografie și noapte mă pun acolo și le postez. Acest e obligatoriu online. Dacă tu stai 2 zile fără să faci nimic, lumea se uită de tine. E ceva online. Știu că mi-ai povestit inclusiv că trebuie să fim atenți la sezon. Adică sunt anumite foarte fotografii important care prind mai mult într-o anumită perioadă a, da, anului și mai puțin în alta. Da. Exemplu, food are o perioadă în care vinde super bine. Exemplu, perioada ianuarie, februarie, martie vinde super bine. Mai, iunie, iulie scade cu 30%, normale. Se cumpera mai multe fotografie de vacanze, de congedi, de mare, munte sau categoria cu beauty care. Atunci creme bronzante, una și altă, atunci cosmetica. Aici trebuie să facem o cercetare continuă și din categorie. Eu la început, când eu vorbesc la workshop despre Photostock, eu spun, e bine la început să vă specializați într-o categorie. Photo food specialist, de acesta eu spun că sunt un photo food specialist. De ce? Io înainte de tot trebuie să creez un portfolio vasto și complet de photo food. Pe urmă încep și caut alte categorie, dar dacă o agenție a început să cumpere de la mine, intră în portfolio și găseste pasta, găseste înghețată, găseste raw food sau gastronomie, că sunt foarte diferite. Atunci io am văzut că vin pe proiecte și 10 foto în aceeași zi din aceeași proiect. De ce? O agenție avea nevoie de un proiect,
bine format și le-a cumpărat pe toate. Atunci agenția ce la știe de mine și me caută și găsește un portfolio de 3000 de fotografie, că e foarte mic comparativ cu concurrenti sau colaboratori fotografi de Photostop. Vorbim de 15.000 sau de 80.000 de fotografie sau de 100.000 de fotografie. Eu am 3000. Și atunci am căutat alta categoria care mi ajută și în perioada aceasta să continue o vânzare destul de mare și completeze food. C'è body care cu parte de produse pentru cosmetica. Intram în paradisul fotografilor. Mulțumim frumos! Superb, superb! Te-am adus aici pentru că vreau să ne alegem echipamentele, să ne recomanzi echipamentele potrivite pentru a realiza fotografii culinare reușite. Da. De ce echipamente avem nevoie ca să facem asta? Da. Vorbim de obiective. Deci obiective de obicei lume m-a întrebat și la workshop ce fel de obiective se folosește. Eu pornesc întotdeauna de în fiecare persoană trebuie să alege în funcție de stile. Și atunci toate obiective sunt bune. Toate. În funcție de stile. Eu am un stile cu care lucrez cu un 50 macro și cu un 100 macro. Macro, ottica fissa, obiettive fixe. Obiettive fixe, macro. Macro, macro, io espongo in tutto di una. De c'è macro? Macro, pozze opzin, ma è molte fotografie con acceso obiettivo. Un macro crea un blur in spazio, un continuo. Pozze per uno sute, da che non è macro, non crea blur in spazio. Io ne voglio di un blur. Intro foto di stock moderna, blur è o parte foarte importantă și atunci eu spun, cumpărați obiective în funcție de stile, dar un obiectiv macro sunt două obiective. Eu folosesc un 50, eu lucrez pe top view sau flat normale, dar dacă eu mi apropio cu un Sigma, exemplu, hai să vedem că aveți Sigma aici, eu am un Sigma 50 macro. Când io lucrez pe flat e folosesc obiettivo in modo normale, dar dacă io vreau un macro, io pun la 15-30 de centimetri și crea un blur, un obiettivo 50 care crea un blur. Și atunci am două obiettive. Pe urmă am un macro efectiv che è un 100. E spun io, cumpărați ce vreți, poate fi un 65, un 80, 100. De obicei nu se folosește grandangolare, cioè fish eye nu se folosește în food. Și atunci spun nu are un casbani, că un fish eye e pentru altceva, pentru arhitectură, pentru landscape, dar nu pentru food. Food cel mai potrivit și cel mai folosit obiectiv e 50. Nu eu vorbesc, vorbesc de Photostock, deci noi avem un forum acolo unde se discute despre attrezzatura, despre echipamento professionale. Și maggioritatea fotografilor folosește un'ottica fissa 50. Obiettivi fix 50. Fix 50. Io ripeto, Sigma è una categoria di obiettivi per me superba, ma a un prezzo destul de razionabile. Io non espun niciodată se cumperați un 50 de megapixel. Deci in Photostock scrie acolo maxim 30 de megapixel. Și atunci nu are rost se cumperi io un aparat cu 50 de megapixel. C'è rost are. Io cumper un aparat bun full frame, è obbligatorio astăzi. Da che nu, vorbim de fotografia professionale, Photostock, vorbim de fotografia professionale. Da che io sento un professionista, non posso merco un apparato orcare. Bun, avem nevoie de un body și ar fi de preferat să fie un full frame, da. Un obiectiv, de preferat să fie fix. Și macro. Și macro. Da. De ce mai avem nevoie? Fiind fotografie de studio,
di un stativo. Stativo è obbligatorio in studio, un po' se lo prese in continuo libero. Io ho nevoie di uno stativo, un depun apparato fotografiato, e non c'è un pun fotografia. Tu non trebuie se sei miste. Io ho data che ho un pun apparato, non c'è un pun subiecte fotografia, io mi uite, e tu non c'è nevoie di uno stativo. Ok? O data che io con un pun, pote fichi un pun preape dretta, preape string, stavo preaproprie. Non può, io tre siamo apparato a collo, ci se vede immagine fissa, tu non c'ha nevoie di un treppie. Si treppie, con perazzo ricevrez, dar. Esiste un dar. Dar. Se fie manfrotto, se fie ama, se fie alceva. Importante, io espunto di una, un treppie, ai se vedemo. Ah, e se vediamo un pic. Aiutami un pic che io amo un treppie. Ascia, non sta. Ascia, ah, vite, vite. Oh, ok. Io vedo che dentro a te acceste, am scos un treppie. Vite. Da? Tu mentre dece. Vite che te sente, no? Dece. Dece. Io ai c'è treppie accesto mi da. O soluzie care folosesse de 6 ore per andesile dar 3 se ama se ce vai c'è insegna vede io de obicei folosesse 3 pie pe orizzontale pe verticale in posizione accesto ok dar sint pose pe care io 3 se le fotografie un flat da un top view c'è insegna che appara 3 se sta da sopra subiecto lui. Ok. Uno espone dare io la fo liber, no? Da che tu hai componi fotografie, da? Uno è per dreppa, uno è per stinga, per urma tre se te urci, ci se stai a collo. Ci se fai opposa, da che ci vanno in regola tre se cobori, tre se lassa apparata, da? O perdere dei tempi, ci per urma non esiste perfezione. Ci noi tre se film di incenci mai perfetti in foto sto, cattunci, vite. Stativo accesto, mi aiuta forte molto, vite? Vite? Mi sfascia mai, già stai qui. Vite? Wow! Da. Ca să completăm trusa da. De care spuneam, mai avem nevoie acum de lumini. Da, aici e o întrebare în care se pune tot lume. Lumina continua, lumina artificiale, lumina soarelui sau blitz. Ideea care e, eu dacă devin un fotografo profesionista trebuie să produc. Și producția nu pot să depinde de soare lui. Astăzi e soare, mene, nu este. Se schimba gradi Kelvin în continuu de la 5.000 la 7.000, nu se stie, nu se stie dacă plouă sau e soare. Tu ai creat un proiect, te duci acolo dimineața, puni masa unde era soare ieri și nu mai este soare și te întorci acasă. Nu ai voie să fai așa ceva dacă trebuie să produci. Io sfatuiesc întotdeauna blitzuri mare. Am auzit din esperienza și la workshop che se cumpera blitzuri pentru început. Ce înseamnă început? Ce legatura are fotografia cu început sau sfârșit? Io cumpero un blitz pentru fotografia professionale. Altceva. Cumperi un blitz per urma hai nevoie di accessori. Ci io espun softbox. Softbox pentru noi sint indispensabili. Micuzzi pentru ce cum lucrezi io, dar sint fotografi care cumpera softbox molto mai mare și le foloseste a un jam. Window light, no? Softbox è importante. Care este cea mai cunoscută fotografie a ta? Da. Io amo fotografia forte conosciuta e ho inghiazzata dei caption. Cioè se caseste queste tot, da che uno deschide
un site da cercare, ci dà Google, ci dà ghiacciata, ice cream, so, gelato, prima posa pestunga e o posa tre cuppe di ghiacciata di capsioni. Ci ha fost realizzata con un patron di zile, c'è per me una soddisfazione immensa, e ci ha mai conosciuta in lume. Da. Și cea mai vândută fotografia ta, care a fost? Pasta cu roșii și cu buzuioc. Și se vinde, nu are background, nu are nimic. O fotografie macro, unde se vede numai pasta. Și dar e asezată foarte bine și eu îi spun așa, Ana, mancare trebuie să... când tu vezi mancare într-o fotografie, trebuie să salivezi. Atunci înseamnă că ai făcut ce trebuie. Gustul nu poți să... nu se simte miros, nu poți să gusti, dar tu trebuie să dai un aspect la mancare, să salivezi, se vine pofte de mancare, atunci e o fotografie perfetta. Ok, Ana, aici pregati in subiect principale, no? Pastele. Pasta, vorbim de pasta, ok? Io vedo che amo un castron de stul de rustic, tot ce folosesc e pe trend. Trend cere antic, rustic, sau invechit, sau... și vezi, le folosesc. Aici lucrez foarte ușor, vezi? Pun un pic, amestec, le ridic un pic, vezi? Între timp amestec un pic, da? Natural. Da. Pe urmă, tot pe bază cromatică, folosesc ardeiute. In lume se manenca forte molto ardeiute, vezi? O salata de pasta ferra rossi non esiste, atunci am două feluri de rossi, vezi? Galben, roșu, no? Și vezi che io non l'am pus de desubte, le pun peste, dar le do o una mestecata așa, no? Se aiba o tanta cromatica, vezi? Ce am nevoie acum? Hai să cautam altceva și mai punem ardeiute, da? Că l-am tocat înainte, l-am tăiat înainte, no? Nu, să nu pierdem. Dar acum un italiano fără buzuioc, no? Atunci, hai, așa, să nu fie prea aranjat, deci nu trebuie, no? Logic. Aspect cromatic, che è base principale in fotografia, vedi? Arata bene, colori, si amesteca forte bene. Aici è un risultato alb, rosso, verde, stag italiano. Acuma, vedi che amma adesso un massa, tot che rimane per rustic, wooden table, c'è insieme trend, darle anche in batto un colore, amma adesso un colore verde. Colore verde care se pare che è trend pentru annul viitor. Și atunci io deja am făcut o masă pe trend. Acum încep cu compoziție. Logic, pe un colore așa trebuie să alegi pe urmă colori în accesori. Și atunci am ales, vezi, o farfurie rustic, dar pe un, îi spunem, un crem spre verde, ok? Io pornesc de aici, pornesc... lo pun pe stânga și încep să vezi, și furculița e destul de vechea și acum vin cu pasta eu, no? Că am pregătit înainte, da? Cum se vede. Și acest fiind subiect principal, lo pun în mijloc, da? Și deja eu încep să caut mijloc, da? Și compun fotografia. Ce vreau eu din fotografia aceasta? Cadru trebuie să fie subiect principal, pasta, și se vede un colț din farfurie, deci pe urmă, în a treia poză, și vorbim pe urmă de workshop, se face în trei poze, un ro cu marfa grezza, una cu pasta deja pregătită și una în pasta în farfurie. Și eu pornesc cu un flat, che è o bază principale în photostock, da? De restul de fotografie vorbim la workshop, logic, no? Dar acum un top view, da? Folosesc un 50 cu un DSLR full frame, ok? Ca
care ar fi cele mai importante lucruri la care trebuie să fim atenți atunci când facem editarea finală? Ok, camera RAW, da? Înainte de tot, white balance, ce înseamnă culori, că trebuie să fie perfect și în funcție de subiect. Roșu pentru roșii e uno, da? Și atunci colore, trend, colore, întotdeauna, ok? Luminositate, che niente legge white balance, colore, pe urma luminositate, da? Contrast, și aici in funzione de stile, saturazione, dar pe mine nu me interesese. Io Canon deja lucreze bine așa. A doua, intram pe Lightroom, importante in marita fotografia la sute la sute. Și verifica centimetro per centimetro, se non fie un fir de per, se non fie ceva in care strica tot fotografia. Agenzie din Photostock cere se fie in marita sute la sute din causa acesta, poate fi ceva che non se vede. Și dacă se imareste sute la sute, se vede un fir de per înăuntru și s-a aruncat fotografia, ok? Pe urma, importante, e să fie din punctul de vedere tehnic perfectă, să nu fie o lumină arță sau o umbră prea evidente. Restul e stile propriu. Acum, după ce am pozat și sper că o să și gustăm, vreau să povestim un pic și de workshopul pe care vrem să-l organizăm împreună, al treilea la număr, dar îmbunătățit de această dată. Vreau să ne spui ce vor afla cursanții care vor participa la acest workshop și despre ce va fi el, despre fotografia de la A la Z, așa mi-ai spus. Ce înseamnă asta? Fotografia de la A la Z. In due workshop am înțeles che il lume deja este pregătită. Și atunci eu vreau să afle de la A la Z, de la teoria, platforme de Photostock, agenție, cele mai bune statistici și cum trebuie să te comportă dacă vrei să lucrezi cu Photostock. A doua, am văzut eu că trebuie să dăm și o importanță mai multă importanță la parte practică de shooting. Ce înseamnă compoziție, cum se compune o farfurie și background, ce trend trebuie să urmărim, dar pe urma și shooting într-adevăr. De acest noi dedicăm mai mult timp la shooting, că pregătim trei seturi de fotografie și petrece mai mult timp cu aparat de foto in mână, no? Se face in pose și atunci, da, in ultimo și in ultimo, dar nu ultimo, e parte de editare. Am văzut eu că au publicat poze de la workshop che s-a făcut, dar nu avea editare, nu erau prelucrate. Și e foarte important asta, să caut un stile proprio în editare. Și atunci vreau să le arăt și modul cum lucrez eu în editare. De la camera RAW până la Lightroom, în cazul acest Photoshop, cum se caută un stile proprio, da? Și cum se îmbunătățește tot ce s-a făcut până în momentul acesta. Și e și o poză frumoasă, care se va vinde sigur, sute la sute. Un sfat pentru cei de acasă, ca să terminăm cu un mesaj pentru ei? Da, un sfat foarte frumos pentru mine și logic. Se aibă pasiune în fotografie, se aibă curiositate și ambiție. Ambiția, curiositate și pasiune. Pasiune e cel mai importante lucru, dar curiositate și ambiție. Și pofte bună!